Așadar, să ne apropiem de încheiere și să terminăm cu vinovăția lui Cocoșu, cu cererea lui de iertare, pe care a făcut-o, a adresat-o. Știți eu nu cunosc, eu ce-am auzit, că, într-adevăr, i-a și spus lui Ion Rațiu, ia pune iartă-mă că n-am murit. Când venise de aici, din Germania, pe casă spre înapoi în România. Cocoșu se pare că a înțeles așa, dar dacă ne uităm la cu atenție și analizăm cum s-a adresat și formularea, vedem în la ironia și faptul că în Rațiu îi se adresează de fapt ca unui copil. A unui naiv care este din spate manipulat, iar el nu acestui ignorant, naiv, acestui unel care se adresează, ci celor din spatele lor le transmite mesajul. Practic, unelul Cocoșu transmite mesajul mișcării antifasciste, iertați-mă că n-am murit. Da. Așa i-a fost vinovăția. Și la scurtă vreme va și muri. Și eu vă spun, am ferma convingere că el ar mai fi avut câteva zile de grăit, în sensul un an, doi, și-a fi dus așa. Am impresia, deci, așa, e o supoziție, dar Ioan Alexandru de asemenea sunt sigur a fost eliminat. Era un pericol pentru... Uitați-vă, cu atenție, studiați cu atenție. Până să moară acești doi mari oameni pe care le-a avut România, Ioan Alexandru Cocoșu și mulți alții care erau din... Au mai fost și alții care au murit, dar eu vorbesc de aceștia doi care au fost... Nu s-a putut trece așa la o schimbare, la pasul celălalt de a se implementa formula asta nouă a globalizării și care am intrat și acum în noua rețetare. Deci, Cocoșu a transmis ăștia la mesajul respectiv. Rațiu, din păcate, a cam luat-o, așa, a pierdut mințile, Rațiu. Dar în 90 el era o soluție, părerea mea că Rațiu nu mai era o soluție după 93, 94, 95, nu mai era o soluție. A luat oraș la Rațiu. Nu că a făcut compromis cu Iliescu și asta, nu. Era de alte lucruri pe care nu vreau să intru în discuții. Eu spun doar o singură chestie, privitor la el. Nu că i-a duc în Rațiu o vină. Nu. Eu spun că Rațiu a fost un naiv, era bani aveți, care era realitatea în țară. Cocoșu era urs cu toate ale fine. Ia și bătânii de îngăieri, îi înțelegeau mai bine de cum lucrează o securiștie. Rațiu n-a știut lucrurile astea, n-a avut flerul ăsta. Cu toată... Vă spuneam, vorbeam în mesajele mele cu decembrie 89, ne-am întâlnit cu ambasadorul Olandei în noaptea de 21-22 la Roșetii, că era o tipă care făcuse așa, credea în scoasta lui, elegant în mine. Tipa asta, eu sper convins, e aceeași care dă tonul în 22 să se tragă, pe ea e cea care tipă se pare, se trage, iar din momentul acela să se tragă, și aceeași tipă, ne mă întâlnesc cu ea, în piața Universității, în demonstrația, din mai,
aprilie, mai, elegant înțe ca mâna dreaptă lui Racșu la Uniunea Românilor Liberi, care făcuse filiala la București. Eu am recunoscut că imediat a fost cu oameni. Ne-am amintit, a fost zile lângă mine. Da. Și n-am mai văzut o pompiașă de atunci. N-am mai văzut o pompiașă. Dar avea documente de la Uniunea Liberă, avea un ecușon, avea... În piața universității spoza că e venită din Anglia cu Raș. Și ea era cu Rașul de tot anul 21 decembrie 89 la București. Iau se spera pe la putere. 21 noaptea, că știi care m-am vorbit. Deci, ești numai în casa la pe Alințeană. Ulterior am auzit și la alții care au fost cu Rașul și asta. Da. Dacă Ocoșul nu l-a mai pus și a acceptat pe Constantinescu la propunerea schimbului, o altă greșeală, de altfel, a fost pe undeva, eu n-aș fi renunțat la Raș și la prezidenție, ca partid, aici cred că a greșit Ocoșul, dar am impresia că avea și argumentele lui, Nenea Iancu nu mai era Nenea Iancu, era mâna băieților, a fetelor, mai bine zis. Deci, iată, și astfel ne întâlnim cu vina lui Ocoșu, cu ideea asta, deci, Ocoșu îți cere iertare față de ei. Deci aici găsesc că Ocoșu și-a dat seama. Și-a dat seama că depășesc cu mult spațiul românesc existența lui. Și nici avea cum să nu-și dea seama, pentru că deja se vedea avuse, începuse să aibă nire cu sens în Germania și de unele știu și eu, așa. Și era de patruși ceva vizibil, că se schimbă ceva în profunzime și că dacă nu suntem pe fază, vom fi dărâmați, că nu există nicio forță să mai ieși, nu o punem. Și s-a întâmplat, de fapt. S-a întâmplat să ieși în vest, ultimul partid conservator care a fost până acum 5 ani a fost CSU-ul meu. Am recunoscut un englez pesan din Anglia, publicația, a stat până în 2017-2020, era considerat CSU-ul meu, în care fac parte, singurul partid conservator autentic în Europa. Centrul de atac, Creștin Democrat. Dar azi nu mai e cazul. Noi mai suntem conservatori aici, dar nu mai suntem... suntem așa cum... Acum ce trăiesc, acum în Germania, venit în România. În 90 cu PNC-ul. Iată, v-am povestit cu PNC-ul, se întâmplă acum în Germania. Cu mișcarea conservatoare. În același caracod e emisă la fascism. Aici se spune nazist, teoria conspirației, aceeași placă care s-a aplicat în 90 PNC-ului, se aplică azi în Occident, aici în Germania. Trăiești pe pielea mea. Deci, iată încă un argument, zic eu destul de puternic,
care demonstrează că ce s-a întâmplat în 90, în Ieșcu, Roma și antifascisti ăsta în grupul ăsta, ei n-au lucrat de capul lor. Ei n-au pus eticheta pe rețeu la întâmplare, ne-au pus în zona fascistă, extremistă, întâmplător. Și totul a fost un foarte un plan și dacă nu ne, dacă vă mai dau acum o pistă, veți vedea că marea majoritate, și așa o să vă aduc argumentul mai târziu, nu o să intrăm în anumite alte detalii, și am multe de spus și la capitolul ăsta, marea majoritate a intelectualilor n-au susținut PNX-ul și îi găsim în anumite organizații care azi avem dovada că a fost lucrătura lui Drucan, Soros, venit la București, am înțeles, în Drucan au făcut acolo ce au făcut. Iar ăștia, majoritatea erau pe la UPC, erau pe la partid și a trebuit să-și spere puțin trecutul și și l-au spălat tot pe spinarea noastră. Și o să ajungem și la momentul ăla, iar după iar ca să fie totul drăbat și pe nețeu și să, ăștia să se ridice, a fost nevoie de Marea Mineriadă din Mineriade, de Mineriada, care a culminat cu Mineriada din iulie. Care a dat câștig de cauză, ca și Revoluția, tovarășilor, antifascist, anticomunist și marxist. Așa s-a întâmplat, de fapt. Pe spinarea noastră s-a întâmplat multe, pentru că noi au fost naivi. Era un moment istoric care trebuia acționat într-o direcție de eliberare. Era un moment în care voiam să punem toți bazele economice, să trăim în țara noastră liber și prosperitate și civilizat, pentru ce putea, cu putință. Și așa s-a profitat fosta asta, așa cum s-a încercat singura chestie care nu a reușit, și aici încă o dată revin și vreau să subliniez, a fost grupul nostru Ioan Alexandru, pentru că era Dumnezeu care ne-a ferit. Vă dați seama că dacă noi nu eram cu Dumnezeu atunci, și era cu așa, noi cu siguranță mergeam pe mâna securiștilor, pe planul securiștilor. Uitați-vă tot ce a apărut după 89, toți au fost făcături, partide făcături, totul, făcături a sistemului. Cum se face că numai grupul nostru nu se era pe punctul, deci era pe punctul de a, de a, așa, de a da lovitură pe nețeului, adică să nu se ridice încă de atunci poporul și pe nețeul. N-a fost să fie. Deci, dar vă spun și cu asta vreau să închei, să știți, nu numai există în Dumnezeu. Dacă ne dai pe Dumnezeu, în momente cruciale nu te lasă să o iei razna. Și așa e important. Nu te lasă să greșești. Altfel te lasă să mai greșești, să mai cazi, să mai faci lucra. Dar în momente de importanță majoră, Dumnezeu fie te scoate de acolo, fie își dă altă asta. Important e să dai pe Dumnezeu. Noi atunci nu ne rugam și asta, dar aveam pe Dumnezeu în inimă, în conștiință. Dumnezeu era noi. Noi cu Dumnezeu, El în noi cu El legați. Asta. Și asta ne-a ajutat ca să nu facem și mie astăzi îmi face, la dat privilegiul să pot vorbi. Altfel eu aș trebuia să tac din gură, să mă bag pe sub masă, să nu mă arăt. Deci iată, în revoluție